Ne vă regăsim la Noi venim din viitor, un podcast de poveste cu oameni din viitor. Astăzi suntem cu o doamnă din viitor și vom vorbi despre vorbe. Mai preciz despre cum înveți să vorbești când ești copil și nu prea știi cum să o faci. Asta face aplicația Voxy Kids și treaba se numește logopedie. Cuvântul e compus din două cuvinte din graca veche, logos, cuvânt, și paideuă, a educa un copil. Asta a dat o meserie care în zilele noastre se numește logopedie ce face un logoped, învață copiii cu deficiențe de vorbire să vorbească. Îi educă și conectează cu lumea prin cuvinte. Asta face și aplicația voxichiți. A creat o versiune digitală și automatizată a acestui proces. Voxichiți a devenit cel mai bun aliat pentru părinții ai căror copii se confruntă cu dificultăți de vorbire și tendință de izolare. Aplicația a fost pusă la punct de Ana Maria Onică și Cristian Băiță. Printre membrii bordului se află și Matei Dumitrescu de la Venture Axel și Mihai Guran de la Selsomo, pe care Ați avut ocazia să-i auziți aici. Astăzi am invitat la noi Venind de viitor pe Ana Maria Onică, CEO al aplicației Voxi Kids. Este o doamnă specială, o bună prietenă și veți avea ocazia să descoperiți în ea o minte și o căldură umană, cum rar mai vedem. Ana Maria, bine venit la noi venim de viitor. Deci, Voxi Kids. Despre uh, ce vorbim? Mulțumesc de invitație. Mirel, și mulțumesc foarte mult de uh, prezentarea foarte frumoasă și a tot comprehensive, să zic. mi Exact. Uh, despre ce vorbim? Uh, Voxy, de fapt, uh, incorporează două produse. Voxy Kids App, aplicație de mobil, care, într-adevăr, uh, explica foarte bine, incorporează zona asta de logopedie și de educație, pentru că Logos are și partea de educare în ea. Asta înseamnă că orice copil care uh, vrea să și îmbunătățească vocabularul, logica, uh, gândirea critică, poate folosi această aplicație și mai mult decât atât vine și cu o zonă în care include uh, un modul cu inteligență artificială, pentru că știm că aici suntem în viitor deja, uh, care are ca impact în a detecta și corecta pronunția uh, copiilor. Este un modul special la care am lucrat uh, în întreg, uh, întreg an, anul trecut în întregime a fost dedicat acestui uh, modul, la care au participat și um, logopezi și specialiști din zona de psihologia copilului. Lucru care a mai adus ceva în plus, și anume uh, ne-a ajutat să avem niște dovezi științifice legate de prelevanța acestor deficiențe de pronunție pe anumite sunete și acest studiu epidemiologic sperăm să-l să punem curând la dispoziția publicului. Spune că sunt două componente în, 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 ceea ce faceți voi. O parte destinată copiilor și o parte, înțeleg, destinată adulților. Așa este. Ce găsim acolo? Um, Aplicația de mobil în sine are și o parte de Voxi Kids, are și o parte dedicată zonei de parenting, în care părinții pot să-și evalueze nivelul de um, um, nivelul limbajului copilului lor și mai mult decât atât, dacă pe baza acelei evaluări se constată că au nevoie de ajutor personalizat din partea unui logoped sau. Specialiști în psihologie, noi îi ajutăm să-și să găsească acel specialist, să se conecteze, să programeze și să urmeze o sesiune online prin uh, Voxy, platformă web care pune și conectează părinții și copiii cu logopedi uh, de oriunde. Ce trebuie să ai tu, ca părinte, la dispoziție, sau tu, ca logoped? Un laptop și internet. Nu trebuie să instalezi produsul, trebuie doar să îți alegi ca părinte logopedul sau specialistul cu care vrei să um, lucrezi. Iar ca logoped, îți creezi un, un cont și ai tot la dispoziție. E ca o platformă pentru um, specialiști care le oferă și le pune la dispoziție tot ce au nevoie, ca într-un cabinet digital. De la Puterea de a-și crea propriul calendar de programări până la un content de peste 3.000 de exerciții digitalizate, create împreună cu alți specialiști și care conținut omologat de Ministerul Educației, de asemenea. Ceea ce înseamnă costuri reduse pentru tine ca logoped sau părinte și acces facil la aceste servicii. Aș vrea să-mi și câteva date despre aplicație. Când a fost lansată, exact câți utilizatori aveți, ce perspective aveți, ce planuri de viitor pentru a o dezvolta o aveți? Sigur. Dacă ne întoarcem un pic la aplicația de mobil, la Voxy Kids App, ea a fost lansată anul trecut în august-septembrie, au existat două etape și are undeva la peste 10.000 de utilizatori avem o mare parte dintre ei și ca plătitori, evident. De ce? Pentru că oferim și un conținut gratuit. Adică încerca să facem accesibilă pentru orice părinte. Iar în platforma Voxy care conectează logopezi cu copii, am lansat-o în 2022 o variantă, iar în 2023 a devenit un produs matur, solid, care acum funcționează în școli, grădinițe, pe partea de conținut educațional, iar peste 70 de cabinete folosesc în prezent platforma noastră și lucrează online, ceea ce a dus la un. Um, am ajuns să susținem peste 15.000 de sesiuni de terapii online în toată lumea. Am avut copii pe care i-am ajutat și și-au rezolvat problemele la noi din Italia, Spania. Um, Anglia, Irlanda, mulți, dar ce am reușit mai mult de atât a fost că am avut și un batch de pacienți cu AVC care locuiau în străinătate, români fiind, și care prin platforma noastră s-au putut conecta cu specialiștii de care aveau nevoie și și-au rezolvat problemele. Ce te-a orientat Către direcția asta, puteai să faci haine, să vinzi flori, să sunt 70 de milioane de meserii pe lumea asta. asta Ce te-a te adus aici? Odată, cred că a fost pasiunea pentru educație. Eu, de când eram mică, mi-am dorit să fiu educatoare, de -aia am și făcut liceu pedagogic, deci patru ani de psihologia și pedagogia copilului, cumva m-au urmărit. După care am fost eu UX designer și cumva am îmbinat cunoștințele. Din educație și design, pe care l-am făcut tot în zona de soluții digitale pentru copii, l-am dus în... mi-am dorit să fac să pun pe piața din România produse care sunt cu adevărat nu doar bune, dar la niște standarde de calitate educaționale înalte. Pe lângă asta, m-am regăsit foarte mult în nișa asta. De ce? Pentru că, deși nu pare, eu nu aud cu o ureche. Și nu am auzit nici când eram mică. Ceea ce m-a făcut să empatizez mult mai mult cu copiii din categoria asta, pe care le, a căror um, um, îngrijorare, să spunem, o, o înțeleg. Știu cât le este de greu să se adapteze la un mediu nou, să învețe la același nivel cu alți copii sau când, cum se simt când merg într-un cabinet de logopedie. Nu tuturor copiilor terapia față în față are un impact la fel de bun ca pentru alții. Tocmai pentru că suntem diferiți. Am da, avut. Până la urmă ai plecat de la o problemă personală și din experiența pe care ai trăit-o te-ai dus, ai încercat să o rezolvi într-un fel în care să beneficieze și cei din exact. categoria asta, care sunt atinși de problema asta. Da, dar și mai mult să rămân totuși și în zona de educație. Mi-am dorit cumva ca accentul să fie pe educație, pentru că de fapt asta facem la bază, educarea copiilor, indiferent de nivelul la care sunt. Adică ne-am ne -am dorit o educație inclusivă și sper că asta am reușit să facem. Ana Maria, pe lângă aplicația Voxy te ocupi și de mai Idea. Ce este mai Idea? Ce faci acolo? Și ce te-a motivat să te duci acolo? Ok. Așa este. Mai Idea, ca să explic pe rând, este un, o umbrelă pentru o serie de acceleratoare dedicate de startupurilor. Și um, am avut um, acceleratoare medicale, acceleratoare universitare, um, acceleratorul nostru consacrat în Excel, care a devenit Venture Excel uh, și se dedicat startup-urilor tech. Uh, deci, uh, un întreg ecosistem de uh, educare antreprenorială și uh, un impuls spre a le ajuta să scaleze și să devină startup-uri de succes de ce m-am implicat în asta pentru că antreprenoriatul nu este atât de ușor pe cât am crezut eu inițial. Este un roller coaster în care odată ești sus, odată ești jos și mereu ai nevoie de ajutor. Iar eu am obținut cel mai mult ajutor atunci când am fost într-un accelerator care m-a ajutat să înțeleg de fapt ce înseamnă antreprenoriatul și cu ce se mănâncă. Și mai târziu Uh, Mi-am dorit foarte mult să fiu parte din asta, să contribui la din nou educație, dar de data asta antreprenorială, și să pot să ajut alte startup-uri um, să înțeleagă mai bine cum să navigheze în ecosistemul ăsta, care nu e deloc ușor. E o părere, într-adevăr, foarte răspândită: în sensul că a crea un startup e ceva ușor, pleci de la o idee. Dacă ai o idee genială, mamă ce afacere să fac eu din ideea aia și povești de genul ăsta. Sunt povești, pentru că în momentul în care te apuci efectiv să încerci să construiești ceva, te, vei, te vor izbi 10.000 de lucruri de pe care nu știi nimic înainte și ar fi bine să fie cineva pe lângă tine, să-ți arate cam pe unde să o e, să te izbești mai puțin sau cu folos. Ce-a pentru tine experiența de a trăi într-un accelerator de afaceri, de a-ți duce povestea într-un accelerator de afaceri? Ce-a luat de acolo încât te-a făcut să vrei tu mai departe să dai la tău? Când am făcut parte din prima cohortă, ideea din cam în Săxel, cum se numea atunci, atunci cred că a fost prima oară când mi-am dat seama, atunci și în cadrul altor acceleratoare, pentru că ce vreau să menționez este că nu e suficient să facem un singur accelerator în viață, nu ne rezolvă toate problemele. Dar ce am învățat a fost că luptele tale nu sunt doar ale tale, adică sunt, toți antreprenorii se lovesc de, de aceleași probleme, au aceleași nedumeriri, trec prin aceleași stări ca și tine de sus și jos. Și ce am învățat este să le gestionezi, și că e important să te reinventezi și să te um, adaptezi tot timpul la situații noi, că e important să vorbești cu alți oameni, să-ți mărești network-ul de oameni pe care îi știi, pentru că dacă rămâi singur, normal, nu are cine să te ajute, și că e ok să ai nevoie de ajutor și să-l ceri, și că sunt oameni și mentori care sunt gata să te ajute cu cunoștințele tale. pentru pe, din, pe diverse nișe de care tu nu ești expert decât poate pe una, dar poate vrei să știi și de vânzări și despre marketing, și atunci mentorii ăștia sunt disponibili să-ți răspundă la întrebări, să-ți spună din ceea ce știu ei, cum să ajungi la rezultate mai bune și practic să greșești mai puțin. Mi se pare foarte frumoasă solidaritatea asta între generații, până la urmă, pentru că uh, sunt oameni care au trecut ca tine printr-un accelerator de startup-uri, au învățat ceva de acolo și, după ce au învățat, uh, s-au întors și dau și ei mai departe. Am văzut, apropo, de mentori uh, la voi, uh, oameni oameni de oameni, adică nume mari din, uh, din uh, industriile românești, din uh, antreprenoriatul românesc și mă uităm la ei de multe ori, băi, totuși ăștia sunt niște oameni super high level și vin și stau aici cu tinerii ăștia să le explice pe cum ar fi bine să facă treaba aia. Și mă, cum să spun, mă încălzește pe inimă când văd <laughs> așa ceva, că în România se poate ca oameni care au făcut ceva business să vină să învețe și pe alții și să dea mai departe. Ce, cum se pare treaba asta? La fel de uimitor cum ți s-a părut și ție, cred, pentru că la început nu, nu credeam că există așa ceva, credeam că oamenii doar dacă, le, dacă, dacă ai o relație foarte bună cu ei îți vor răspunde la întrebări, mai ales oamenii de acest calibru. Și aici vorbim de, de la um, oameni care fac business de ani de zile și de la mentori care au experiență vastă în marketing, în vânzări, în um, business growth, și până la investitori, chiar și investitorii, dacă mergi la ei și le ceri o părere și îi întrebi despre la ce se uită ei sau la ce le ar plăcea să vadă la un startup sau sunt, stau de vorbă cu tine, ceea ce inițial ți se pare că nu se va întâmpla, de fapt sunt oameni ca și noi, dar niște oameni care sunt acolo pentru că știu și la rândul lor Că nu e ușor drumul ăsta, și cred că de asta sunt atât de deschiși, și uh, cumva pe, scatine, ca, pe tine ca antreprenor te motivează să mergi mai departe când vezi că sunt atât de mulți oameni care vor să te ajute până la urmă, și vin și îți spun și îți dau sfaturi, și uh, încep să facă parte din ecosistemul, și network-ul tău, care devine din ce în ce mai mare. Și network-ul de oameni valoroși, crescând, crești și tu. Și practic asta oferă, de fapt, accelerat, un accelerator. O valoare pe care nici nu poți să o măsuri, de fapt, în bani. N-ai cum. Au, au trecut multe cohorte prin mână ta. Ai văzut am mulți oameni preumblându-se prin... Uh, fostul Camus Axel acum veci, Axel, sunteți la cohorta a 10 -a deja. Cum, cum ai simțit evoluția acestor oameni? Pentru că, până la urmă, de-a lungul anilor, paradigma se schimbă, oamenii se schimbă, ai observat vreo evoluție, o iau într-o anumită direcție. Cam ce ți-ai dat seama uitându-te de-a lungul anilor la oamenii care au venit acolo? Majoritatea startup-urilor, când vin, vin cu. Cred că au deja o idee și o soluție și știu ce vor să facă. Pe parcursul unui accelerator, când mentorii încep să-i întrebe, să-i pună în diverse situații, își dau seama că, de fapt, nu știu atât de bine, că ideea lor nu mai e atât de solidă ca la început. Și există o parte de antreprenori, mai ales cei la început de drum, care își lefuiesc acea idee pe parcurs, care își shiftuiesc puțin ideile, le îmbunătățesc, și la finalul programului, de cele mai multe ori, știu exact ce vor să facă, le este mult mai clar. Care e produsul lor și încep să-l pună în practică. Sau, dacă vorbim de startup-uri care sunt, să spunem, deja mai avansate, um, ele ajung să înțeleagă cum pot să-și crească mai mult și mai repede și mai bine acel produs. Ce am observat este că startupurile urile cu cât își înțeleg mai bine um, produsul, soluția, cu atât evoluția lor este mai bună. Și că acceleratoarele, în mare parte, te ajută fie să șlefuiești o idee la început de drum, fie să-ți crești soluția pe care deja o ai, merge, dar ai vrea să meargă și mai bine. Și asta am observat, că întotdeauna există o evoluție. Pentru cei care ne ascultă acum și poate sunt interesați să afle despre voi, despre mai idea, despre Venture Axel, care și a dori poate să vină acolo cu o idee, să plece cu un startup în buzunar, Uh, unde vă găsesc, cum po vă pot aborda? Uh, pot să intre pe maiaidia.ro și acolo avem pot să vadă toate programele de accelerare, și în plus ne pot contacta. Ne, avem un contact form acolo în care ne pot scrie. Uh, mai ales când ne-am dat seama că le putem oferi și o serie de uh, servicii, pentru că multe startup-uri. Nu au la îndemână, nu știu de unde să-și ia servicii de marketing, servicii de, um, de pitch, de să-și facă un pitch mai bun, o prezentare a, a produsului lor mai bună sau au nevoie de, sunt mai mari și au nevoie de consultanță pe investment. Și atunci venim cu zona asta de investment readiness. Deci, o serie de servicii pe care îi ajutăm să-și le ia prin intermediul nostru sau de la noi, depinde de ce avem sau de ce trebuie să aducem, dar ne-am dat seama că putem veni cu mai mult decât accelerare, cu un ajutor și pe care putem oferi între aceste programe. Astăzi trăim într-o epocă în care tehnologiile evoluează cu viteză exponențială. Nu știu dacă mai este ceva care să nu fie atins de AI, de Artificial Intelligence. Cum vă poziționați voi în lumea asta pe care tehnologiile o schimbă cu o viteză absolut naucitoare? Eu, ca antreprenor, pot să spun că în soluțiile de la Voxi am înglobat și tehnologii cu aer și tehnologii cu AI, nu doar pentru că este un buzzword, adică sună bine, hai să facem și noi asta, ci pentru că este un val care aduce un impact foarte bun pe orice nișă e abordat. Îmbunătățește de la educație la sănătate, iar și va schimba modul în care societatea va evolua în viitor. Și cred asta cu tărie. De asta și la ideea, la mai ideea, în zona de accelerare, căutăm mereu startup-uri tech care se uită la a îngloba tehnologii noi în soluțiile lor. Și zic soluții pentru că pe asta mizăm, ca startup-ul respectiv să vină cu o soluție la niște probleme, abordând tehnologii uh, inovative. Am văzut multe startup-uri care au o dimensiune socială foarte pronunțată în businessul lor. Cred că majoritatea din tot ce am văzut, și la voi și la alții. Putem spune că toate afacerile sunt acum atinse de artificial intelligence, dar putem să spunem și faptul că. În businessurile pe care acești tine le imaginează, există o dimensiune socială foarte pregnantă. La tine, uite, ai plecat de la o problemă pe care, cu care și tu te-ai confruntat și vrei să faci viața mai bună pentru niște copii cu această aplicație. Sunt alții care se ocupă de mediu sau de probleme medicale sau de orice fac ei. Am senzația că uh, atinge cumva dimensiunea asta socială, și mi se pare ceva îmbucurător și ceva nou. Pentru că până acum vorbeam de corporații, despre cifre, despre profituri, despre lucruri de asta. Totuși, acum parcă lumea ia într-o direcție puțin altfel. Ce cum se pare? Uh, așa este, și, uh, și eu cred că este un lucru foarte bun, pentru că um, startup-urile se concentrează acum în jurul ideii. De a face bani, dar de a da ceva înapoi societății. Adică nu mai este vorba doar despre cum facem bani, exact cum ai spus și tu, este despre cum folosim acești bani, astfel încât societatea din care facem parte să devină una mai bună. Și cred că asta este mindset-ul, nu știu, cel puțin al generației pe care o văd venind și a generației din care fac și eu parte, nu doar a celei care urmează că sunt concentrați pe ideea de tech for good, putem să spunem, și pe ideea de a da înapoi. Ce ți-a plăcut mai mult în aventura asta cu Voxy Ne întoarce puțin la această aplicație, pentru că sunt suișuri, coborâșuri, sunt momentele alea în care cazi și nu mai și pe iei. Cum te-ai descurcat în momentele grele în care te îndoi te atât de mult când poate vrei să și abandonezi, dar până la urmă ai găsit undeva energie și ai luat-o de la capăt. Cum ai făcut? Așa este este exact un roller coaster. În momentele foarte grele plângi uneori și e ok. Și spun asta pentru că poate mulți antreprenori cred că nu e ok să-ți reverși cumva nervii sau, sau um, oboseala unei perioade încărcate, dar este și cred că nu sunt singura care toți avem momentele astea în viață și momente în care zicem gata, până aici, dar ce m-a făcut pe mine să merg mai departe au fost experiențele um, oamenilor care folosesc produsele noastre. A fost Sunt momentele alea când te sună un educator și îți spune Uite, pentru că produsul tău e folosit la noi în școală, uite, copiii ăștia, ăștia 200 de copii de la noi din școală, au evoluat mult mai bine. Părinților sunt mai mult decât fericiți." Sau atunci când un părinte îți lasă pe... O, îți scrie pe pagina de Facebook că ceea ce ai făcut tu a rezolvat problema copilului lui, o problemă pe care se chinuia de foarte mult timp să o rezolve. Sau bucuria că ai reușit să faci un copil, să-l treci un copil non-verbal la 5 ani, la un copil uh, care vorbește, comunică și e, e cu tot un alt om la un an distanță de terapie online, ceea ce vei crede că nu va merge, dar merge și merge bine. Și toate bucățile astea, toate mulțumirile astea, toate bucuriile astea, acel tech for good, Cred că de asta există, pentru că te hrănește pe tine ca, ca antreprenor să mergi mai departe. Aș vrea să înțeleg puțin și alchimia ta mai personală. Te-ai dus către zona de educație, ai visat să fii învățătoare. Ce te-a mânat acolo, de fapt? Care a fost driverul tău? De ce am vrut să devin educator? Da, ceva te-a mânat într-acolo. Mm. De unde vine dorința asta de a Când am merge la în educație? Am avut o educatoare pe care am apreciat-o foarte, foarte mult și mi-a plăcut atât de tare impactul pe care l-avea ea. Adică fiecare zi la grădiniță nu era doar despre a ne juca, ea făcea tot ce învățai să pară un joc plăcut, un joc în care chiar dacă nu reușeai să ți faci task respectiv, că chiar și la grădiniță trebuie să faci niște lucruri, te încuraja mereu. Și faptul că te încuraja Cumva îți produceau bucurie care te făcea să crezi că, de fapt, oh, te-ai descurcat destul de bine și că vrei să faci mai mult. Și atunci, cred că asta m-a făcut să-mi doresc să fiu educatoare. Un alt educator, așa cum, cum în antreprenoriat, un mentor, te poate face să-ți dorești să devii un antreprenor mai bun. Ca să facem o paralelă. Da, e până la urmă relația umană cea care ne configurează viețile, pentru că, ai văzut cum e, dacă la școală ai un profesor bun la matematică, te vei îndrăgosti de matematică, dacă n-ai un profesor bun de matematică, nu o să-ți placă acea exact. disciplină, deși disciplina e tot aia, dar totul se întâmplă, de fapt, prin relația umană. Și de aici, în business, cumva, instituționalizarea acestor meserii, nu? Până la urmă, a fi mentor e și un fel de meserie, chiar dacă cea mai mare parte a timpului e, nu e plătită, nu sunt mentori la voi o grămadă de oameni care vin și oferă servicii fără să ceară bani Orbit. și nu nu așteaptă bani pentru treaba asta. Mi se pare ceva foarte foarte frumos. Cumva cu emisiunea asta, cu ce facem noi aici cu acest podcast, noi venind din viitor, încercăm la fel să creăm exemple pentru cei care ne ascultă, pentru cei mai tineri mai ales, să audă niște povești la niște oameni care sunt în acțiune, care fac treabă și ale căror vorbe au acoperire. Adică eu ascund te de pe tine, te cred, pentru că știu că tu ai trecut prin procesul ăsta, prin business-ul ăsta, prin te-ai lovit de toate alea. Și asta te face credibilă, de fapt. Și cred că, până la urmă, puterea exemplului e cea mai, cea, mai, cea, mai, cea mai, mare. Pentru exact. că în momentul în care auzi pe cineva care a făcut pe bune, îl crezi. Exact. Altfel sunt vorbe scoase din manșon, cum mai fac oamenii prin politică și multe alte Faptul. zone în care auzi multe, dar nu se întâmplă mai nimic. Da. Cum vezi tu uh, viitorul în ceea ce faceți și la mai Idea și la Voxy Cum vă proiectați în viitor? Pentru că toți sunt la noi venind din viitor. Exact. Um, cred că viitorul va arăta un pic diferit. eu o perso personală. Și cred că impactul a eiului uh, va schimba și uh, piețele și uh, comunitățile va avea un impact în care va trebui cu toții să ne adaptăm uh, la viitor. Uh, de asta și susținem la ideea antreprenoriatul TECH și soluțiile inovatoare care incorporează astfel de tehnologii. Și de asta la Vox am incorporat deja tehnologii inovatoare pentru că viitorul, de fapt, este despre, despre uh, uh, TECH. Oricât am zice noi, nu ne vom mai întoarce la uh, trecut, pentru că totul evoluează foarte repede și cred că această evoluție foarte rapidă va face ca uh, lumea să-și schimbe, să spunem, prioritățile. Piața să se uită din ce în ce mai mult spre soluții tech, să adopte din ce în ce mai mult soluții tech care le face viața mai ușoară, care le rezolvă probleme mai rapid, uh, care um, îi duce repede din punctul A în punctul B, dar cu un efort din partea lor minim. Și atunci, cred că viitorul e bazat pe aceste tehnologii. Și cred că susținerea în continuă a antreprenorilor din zona TECH va pune și România pe harta țărilor dezvoltate din acest punct de vedere, cu soluții proprii. Și dând ocazia, practic, ecosistemului românesc să crească? Da, am văzut din ce în ce mai multe idei de business și de startup-uri care pleacă din start, de la perspectiva creierului unui produs. Pe care să scaleze mai târziu și pe piesele internaționale. A, a avut loc cumva o evoluție în sensul că înainte, acum ani de zile, România era percepută ca pe o, star, o țară de mână de lucru low cost. Uh, ai niște, o, urmat, o armată de informaticieni, pentru că sunt foarte mulți în România, care costă mai ieftin decât în alte țări dezvoltate. Acum mai, nu mai costă chiar de ieftin, că au crescut și aici prețurile, dar cam asta era imaginea și mulți mult tineri se mulțumea cu treaba asta. Fă, scriau cod pentru alte produse și alte povești de pe alte piațe. Acum am observat că din ce, în ce mai mulți se gândesc la produs, nu se mai gândesc doar să fie o anexă într-un alt produs din altă parte. Ce, cum ți se pare treaba asta? E doar o părere sau într-adevăr cre au crescut ambițiile și pe piața românescă? Cred că ambițiile au crescut, deși eu cred că anul trecut cel puțin a fost un pic mai mai jos, mai, mai calm din punctul ăsta de vedere, adică lumea a fost un pic mai atentă în a-și lansa startup-uri, dar, într-adevăr, lumea IT a început să se dezvolte, să-și dorească nu doar să devină un, o furnicuță într-un stup care contribuie, ci să-și creeze, să-și pune propriile idei în practică, venind cu skillurile pe care le-au dobândit de-a lungul timpului în zona de IT și asta se datorează și faptul că cred că au văzut au avut exemple din piață în care au văzut că se poate și au zis mai dacă X a putut înseamnă că și eu pot, că și eu am skillurile astea. Știu și eu un domeniu în care am mai lucrat și care ar avea nevoie de niște soluții mai bune și aș vrea să vin eu să fac soluția aia, decât să lucrez doar ca un developer. Și de aici încep Oamenii să-și dorească să-și creeze echipe, să-și creeze, să pună pe piață produse, MVP-uri pe care să le testeze, ceea ce e foarte bine. Suntem într-o țară cu multe contraste, vorbeam de o armată de informaticieni care există în România, dar dacă te uiți la administrația publică, o ei la fugă, încă mai umblăm cu dosare, cu șine, cu hârțogăraie, cu nu, de deci ce, ceva de... Să sperăm că acum cu programul prevăzut prin fonduri europene de digitalizare a administrației publice vom recupera întârzierele, dar cum ți se pare contrastul ăsta între o Românie care se mișcă cu o viteză extraordinar de, de bună, asta mai tânără și antreprenoare, și o Românie care încă e masivă, rămasă cumva ancorată în, în trecut și care plimbă hârtii de acolo, acolo, prin birouri. Așa este, aveam gluma cu uh, uh, dosarele online se depun la etajul 1, nu? era celeb, devenise celebră. Uh, Cred că faptul că există o Românie care uh, grăbește pașii ăștia în tehnologie O va trage inclusiv și pe România aia rămasă la dosarul cu șină Să se digitalizeze pentru că va trebui să țină la un moment dat pasul Cu ce se întâmplă în ecosistem uh, Dar uh, cred că va mai dura Cred că tranziția va fi nu atât de rapidă precum cum, pe ne-am dorit eu noi Uh, acolo mecanismele sunt mai complexe și uh, nu, nu, există un antreprenor care zice gata, de mâine digitalizăm procesul, ci e modul în care vor, se, vor trebui aplicate schimbările sunt, uh, au mecanisme mai complexe decât în antreprenoriat, cred, știu sigur. Mediul politic nu e atât de ușor precum, precum pare și atunci cred că va mai dura, dar va fi inevitabil. Aș vrea să îți spun o întrebare mai atipică. Unde ai voi? Da, sigur. Întrebarea este, întreabă-mă tu ceva. Ah, se întreb eu ceva. De ce crede misiunea Noi venim din viitor? Uite, e o întrebare pe care chiar îmi doreau să ți o pun. Este exact despre ceea ce vorbeai, motivul, vreau să spun. Eu consider, nu consider, am simțit pe pielea mea și pe pielea celor din jurul meu Că oamenii conectați la tehnologie au o lungime de undă înaintea celorlalți, adică văd puțin înaintea celorlalți cam pe unde e lumea. Cei deconectați de tehnologie din diverse motive, le e frică sau o vârstă la care nu mai vor să învețe, sau, mă rog, tot felul de motive care țin de parte de tehnologie. Ei sunt rămași în urmă. Ori dacă ne uităm pe secvența temporală, ăștia care sunt conectați la tehnologie, practic ei ce fac? Ei fac același lucru pe care îl fac și ceilalți, numai că îl fac mult mai repede și cu mai puține resurse, pentru că i-au găsit prin automatizare, prin tehnologie, o cale să facă mai, mai repede lucrurile, nu? Ne deplasăm mai repede cu o mașină, să decât cu un cal. Din acest motiv am venit aici cu... putem veni cu metrou, cu autobuzul, cu mașina, dar nu venim cu calul la studiu aici. Și din motivul ăsta am simțit nevoia de a crea un spațiu care este emisiunea acest podcast, noi venim din viitor, în care oamenii care sunt conectați la tehnologie să vină și să povestească într-un mod cât mai simplu pe înțelesul tuturor ce au văzut ei acolo, ce au găsit ei acolo, cum fac, astfel încât să le dea poftă celor care ne ascultă și sunt deconectați, să se conecteze și ei da? și să împrietenim oamenii cu tehnologia. Pentru că mitul ăsta de confruntare între, din viitor între roboți și oameni mi se pare că e o legendă deocamdată. Eu cred e, că e. în viitor va exista o confruntare, dar va exista o confruntare între oamenii care sunt conectați la tehnologie și oamenii care au rămas deconectați. Uh, de și această adâncitură, această distanță care s-a creat între unii și alții crește pe zi ce trece. Pe măsură ce tehnologiile avansează, uh, distanța asta între ce dintr-o parte și ce din cealaltă crește și nu e un fenomen benefic pentru societate în general. Da, tehnologiile vor crea multă prosperitate, da? Putem să ne gândim la un venit minim universal, cum Garantan, se vehiculează da, da. deja, le, adică noi așa cu tehnologia facem bani, da? și aruncăm din banii ăștia și la ăștia care nu or să facă nimic decât să aștepte bani de la noi. Nu mi se pare ăsta un model de societate în care mi-aș dori să trăiesc. Și ăsta e motivul pentru care am creat acest spațiu în care ești și tu, pentru că tu faci parte din cei conectați și care văd puțin înainte altora ce, pe unde e lumea, ca să povestim aici și să ne audă și alții și să le dăm poftă să, să fie parte din povestea asta. Deci până la urmă și tu ai un impact social, că tot vorbeam de faptul că antreprenorii au impact social, se uită tot mai mult să aibă impact social și noi venim din viitor, are un scop în a avea un impact în societate. Da, este un impact asumat. Eu la bază sunt corespondent la ziarul Le Monde și e un ziar important în care ești plătit foarte bine să-ți faci treaba. Deci puteam să stau foarte bine acolo și să văd să fac în continuare ce am făcut tu, tot viața mea profesională. Nu am scris articole, am făcut filme, am reportaje la radio, la televizor, le-am făcut, le -am făcut pe toate. Asta în găoacea ta și a câștiga niște bani pentru că tu ai niște skill pe care le-ai tot și le pui de-a lungul timpului, nu mi se pare o chestie foarte mișto. La vârsta pe care am, vreau să interacționez cu oamenii mai tineri, să văd pe unde o iau și să le dau ceva de ceea ce am acumulat și eu. Aici, da, vorbim de impact social pe care ni-l asumăm noi. Chiar rând să... Avem chiar așa o fantasmă. O fantasma noastră este să, să schimbăm povestea pe care românii o spun despre România. Pentru că noi ne, aici ne-am săturat de România care nu merge, România de la televizor, cu toate nenorocirile de pe fața pământului, dar nu vezi și ceva bun acolo, de oameni exact. care fac treabă. Și sunt în România o grămadă de oameni și de proiecte extraordinare pe care nu-i vezi. Își spuneam 60. înainte de a începe această emisiune că ieri am făcut un interviu cu niște puștani pe care, acum la vârsta pe care au până în 27 de ani, se pregătesc să, să trimită un satelit românesc în spațiu. E, e ceva extraordinar. Adică în țara asta sunt asemenea oameni și asemenea proiecte. Copiii ăștia, le zic copii, au 27 de ani, dar să duc la rândul lor prin licee și vorbesc cu așa între 14 și 18 ani ca să le dea poftă să fie poate viitoarea sănauții ai României, nu? Deci când vezi lucrurile astea, zici, wow, există și așa ceva? Păi hai să arătăm. Cred că este partea ascunsă a României. Eu, eu nu cred că România merge atât de prost. Eu cred că lumea nu știe că România merge și bine și că are și părți mai mult decât pozitive și oameni mai mult decât fantastici. Da, și ei, ei sunt, și pe ei aducem aici la noi venind individual ca să ți răspundă la întrebare. Acum ne-am schimbat rolurile. Da. Uh, Te măresc să mai pun o întrebare și îți mai pun și o, <laughs> o întrebare și închem. Sigur. Mai ai vreo întrebare pentru mine? Stai să mă gândesc. Uh, da, sper să nu fie foarte incomodă întrebarea, dar uh, mă întrebam dacă pentru tine vârsta a vârsta ta au reprezentat un obstacol în tot ceea ce ți-ai propus să faci cu noi venim din viitor? Nu, e o motivație, pentru că în momentul în care stau de vorbă cu oameni de vârsta mea, acum nu vreau să fiu rău, dar asta simt. Mă simt foarte în trecut. Sunt oameni care sunt deconectați de, de ce vine din viitor și asta mă tristează, dar e o realitate. Nu, nu am cum să schimb lucrurile acolo. În schimb, când mă duc în, în incubatoarele și acceleratoarele de afaceri și mă întâlnesc cu acești tineri, nu ascund faptul că și ei îmi dau mie, cumva, suflul ăsta al tinereții. Adică eu nu simt vârsta mea și anii mei. Sunt, mă pun la mintea lor și ei mă ajută foarte mult să văd lumea dintr-o perspectivă pe care la vârsta mea nu mai vezi. Deci e ceva foarte proaspăt, ceva neașteptat, ceva ieși din zona de confort și acolo se întâlnă niște lucruri absolut extraordinare. Și da, cumva vârsta cred că este o motivație în sensul ăsta, în sensul că îți percepi vârsta, îți dai seama de ea, Uh, și pentru că tocmai pentru că seama de ea, a simți nevoia să uh, te duci către o zonă mai tânără ca acolo să faci lucrurile, să devii activ. Uh -huh. Și mă simt uh, activ la, ca la 18 ani, pentru că majoritatea celor din jurul meu cam atâția ani au. <laughs> Te-am te pus întrebarea asta uh, ca să justific puțin, uh, ca să nu fie inco, prea incomodă. A fost în ideea în care te știu un om super activ uh, și știi la fel ca și știu o categorie de oameni din vârsta, din, de vârsta ta care nu au aceeași uh, energie pe care o emani tu. Și de asta mă întreb, de aici întrebarea, pentru că am văzut că ești foarte energic, foarte implicat, vrei să faci ca și când ai avea 20 de ani, vrei în proiecte noi, uh, vrei să ai impact în societate, lucruri pe care uh, mulți uh, nu mai vor să aibă implicarea asta la, după o anumită vârstă. Da, te duci în zona de confort, rămâi exact. acolo și cumva te blazezi, nu știu cum să zic, te, te anchilozezi acolo. Mie mi se pare că e extraordinar să, să intri în relație umană cu zona asta mai tânără, pentru că acea energie de care vorbești, ea vine din relația umană, nu, vine, nu am eu ascuns în buzunar undeva sau sunt eu mai brază cât alții, nu. Dar mă turisesc că e important să crezi, să ai curajul să ieși în zona de confort, să te expui, să te duci în zone pe care nu le spănești neapărat foarte bine, dar să uh, stabilești acolo relații umane care te cresc și pe tine. Și asta se întâmplă la, la noi venind din viitor. Și chem așa apoteotic cu Ana Maria Onică de la Vox Kids. Ana Maria, mulțumesc că ai fost cu noi. Mulțumesc, Mirel, și mulțumesc că mi-ai dat ocazia să fiu și eu uh, uh, pe post de gazdă. Te așteptăm în continuare și ca gază și ca invitat. Mulțumesc frumos! Dragii noștri, ați auzit-o pe Ana Maria Onică, cofondatoare și CEO la aplicația VoxiKids, care folosește noile tehnologii pentru a învăța copiii să vorbească mai bine și să fie mai conectați la lumea pe care o împărtășim cu toții. Puteți descărca aplicația pe telefonul mobil și pe iOS și pe Android. Mai multe despre proiectul VoxiKids puteți afla la adresa voxikids.ro iar pe noi ne găsiți la adresa noi venim din viitor.ro. Totul legat într-un singur cuvânt, noi venim din viitor.ro. Suntem de asemenea pe YouTube YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok și Facebook. Ne puteți scrie la adresa noi venim din viitor arongmail.com. Așteptăm sugestii și idei pentru viitor invitații ai podcastului Noi venim din viitor. Voi ne spuneți pe cine vreți, noi îi aducem. Sunt Mirel Bran și vă aștept la Noi venim din viitor. Să auzim de bine și stați liniștiți. Noi venim din viitor și totul e ok.